Bun găsit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Acasă la Mica Artă. A devenit deja o tradiție ca în emisiunea noastră să avem invitați oameni care au un cuvânt de spus în zona artelor. Iar când vorbim despre pictură, ne dorim ca prin frumusețea culorii să aducem farmecul, să aducem frumosul aici, acasă, la Mica Artă. Azi ne va aduce frumusețe Ana Maria Guță, o artistă independentă care declară despre sine: cred că prin arta abstractă fiecare creație este nouă, proaspăt manifestată din conștiință și niciodată aceeași. Bun venit, Ana Maria! Bine v-am găsit, bine te-am găsit, Alina! Mă bucur să fiu aici, alături de tine, la Acasă la Mica Artă. Este o onoare. Și îți mai fac o urare. Bun venit în familia Mica Artă! Mulțumesc, pentru că nu de mult timp tu faci parte din echipa noastră, din grupul nostru frumos. Și... pentru început, îți doresc drum lung alături de noi, drum frumos și împreună să ne bucurăm de această călătorie. Cu siguranță așa va fi. Mulțumesc! Despre Ana Maria vă pot spune câteva lucruri. S-a născut în Onești, județul Bacău, și a petrecut copilăria acasă, la țară, la bunici. Acasă, acolo era pentru ea acasă, la bunici. Da. Iar bunicii ei i-au oferit un dragostea aceea necondiționată și i-au oferit libertatea de a explora natura, de a stabili acea relație autentică cu mediul căreia îi aparține. Ana, există momente din copilăria ta care te pot face ca acum, adult fiind, să-ți amintești cu drag de copilărie? Oh, da, și te-aș mai întreba ceva. Dacă te-ai gândit că poate începutul tău a fost chiar atunci? Da, bineînțeles, așa este. Mi-aduc aminte cu plăcere de copilărie. Copilăria mea a fost una frumoasă, a fost una zvăpăiată. Am intrat atât de mult în contact cu natura, cu tot ce presupune ea, cu pădurea, cu lacul, cu râul. Aveam râul Trotuș în apropiere, practic mergeam la scăldat, știți? Cum mergea Ion Creangă, efectiv. Și chiar dacă uneori mergeam așa mai... pe blat cumva, dar fără să știe bunicii. La un moment dat tot aflau și bunicul meu, tătăițul, așa îi spuneam, venea în întâmpinarea mea. Nu era una, să zic, tocmai plăcută în momentul venea acela. Venea cu nuiaua. Exact, exact, așa se întâmpla. Dar până la urmă a înțeles pasiunea mea pentru natură și pentru acest mediu în care îmi plăcea să mă manifest și să fiu, și să fiu acolo, să simt eu ritmul acela al apei, al firului ierbii, al cântecului păsărelelor. Era un mediu fascinant. Și bineînțeles jocurile copilăriei care... cumva m-au ajutat și chiar și în latura aceasta creativă încă mi-am dat seama că am câteva opere care sunt inspirate cumva de anumite jocuri, de X și Zero sau de anumite interpretări așa figurative, să spunem. Chiar era o chestie 6-4-3-2 și a ieșit un caragios. Am mai multe opere în care se regăsește figura asta exact cu cifrele respective și iese o fățucă așa, o fățucă frumoasă. Da, ești, cu alte cuvinte, ai fost un copil norocos. Da, să trăiești la țară, să te bucuri. Așa este, sunt recunoscătoare pentru lucrul extrage acesta. Extrage acum seva talentului tău de acolo, din
din acea copilărie minunată a ta și mă bucur că a fost să fie așa viața ta în copilărie. Și eu mă bucur. Ideea de pictură abstractă, spuneai tu că se bazează pe explorarea formelor, culorilor, liniilor și texturilor într-o manieră care nu imită neapărat realitatea vizuală. Exact, da. Te-aș întreba, Ana, când s-a produs, de fapt, acea cotitură, acel declic care te-a făcut să-ți îndrepți viața cu toate sensurile ei, cu aspirațiile tale și purtând valențele tale artistice. Deci când s-a produs acea cotitură către pictura aceasta de tip abstract? Am început să pictez abstract în 2019. Atunci s-a produs acest moment. Deși înainte, în copilărie, practic acolo sunt rădăcinile, atunci am pictat iconografie, am pictat icoane atât pe lemn cât și pe hârtie, cumva inspirată de mediul în care trăiam, de bunici care mă duceau tot timpul la biserică, fiecare duminică și sărbătoare, eu fiind acolo copilașul din centru care recita crezul, care ajuta cumva și făcea ca lucrurile să fie cât mai frumoase. Apoi, în 2019, așa cum spuneai tu, s-a produs declicul acesta. Mi-am dorit tare mult să mă exprim, să revin din nou la artă, să revin din nou la culori, practic, pentru că prin culori mă exprim cel mai bine. Și latura asta m-a inspirat și m-a ajutat să îmi exprim foarte bine emoțiile, trăirile și practic prin arta abstractă reușesc să fac lucrul acesta. Mă simt mult mai liberă, mă simt nelimitată, efectiv nu țin cont de prea multe reguli, dacă ar fi să le numim așa. Îmi place să mă exprim intuitiv. Chiar și culorile mi le aleg intuitiv. Nu țin neapărat cont de regulile acelea de combinație între culori, chiar dacă le știu. Pur și simplu, dacă simt intuitiv să aleg o anumită culoare, așa fac. Cred că în momentul în care îți urmezi sufletul și intuiția, în momentul acela de creație, când practic ești așa într-un flow continuu, cred că o să iasă ceva frumos și niciodată nu știu ce îmi va ieși la final. E o surpriză totală, uneori și pentru mine, pentru că nu plănuiesc dinainte să-mi iasă o linie sau să-mi iasă o pată de culoare în colțul tabloului sau așa mai departe. Nu, este un rezultat final care, așa cum spuneam, mă surprinde și pe mine și cred că acolo se vede foarte mult dăruirea artistului și trăirea sa. În momentul în care consider că momentul în care imităm prea mult un lucru, atunci cred că dăm dovadă mai mult de tehnică, însă lipsește sufletul lucrării respective. Cel puțin așa văd eu din punctul meu de vedere lucrurile. O să revenim la subiectul acesta, dar mai înainte de toate, aș spune că pentru ascultătorii noștri, în adolescență tu ai studiat științele naturii la Colegiul Național Vasile Alexandrii din Bacău. După care ai studiat la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași 2 ani de jurnalism. Așa e. Dar ai renunțat pentru că nu te regăseai, așa cum mi-ai mărturisit. Nu te regăseai. Așa e. Nu da. Părea că ființa ta rezonează cu ceea ce se întâmplă în zona aceea. Faptul că arta abstractă, în loc să reprezinte
obiecte sau secvențe, să zicem, recognoscibile, ci se concentrează pe, așa cum spuneai de altfel și tu mai devreme, pe exprimarea emoțiilor, stărilor de spirit, are legătură cu toate acele trăiri ale tale din copilărie și mai curând cu cele din adolescență? Da, bineînțeles, bineînțeles. Are legătură și cu acele momente, are legătură și cu momentele mai recente, practic, pe care le trăim, are legătură cu viața artistului de zi cu zi, efectiv. Fiecare moment de inspirație pe care îl am, vorbind despre mine însă, are ca și rădăcină o emoție puternică. Acolo da. Se naște da. Următoarea pictură, într-o emoție pe care ai simțit-o și ai așa trăit-o. E. Da, da. Ca pictor de sine stătător, sau mai bine spus de sine făuritor, a fost nevoie, presupun, de o dezvoltare a tehnicii, a stilului tău personal. Ți-ai creat propriul mod de a picta. Așa. Aș vrea să te întreb, Ana, dacă în calitatea ta de autodidact, să spunem, ai întâmpinat provocări care te-au putut face să renunți la visul tău. Oh, da, pe lângă momentele frumoase, pe lângă expozițiile la care am participat, pe lângă oamenii frumoși pe care i-am întâlnit, artiști de altfel și ei, sau cumva iubitori de artă, iubitori de frumos. Bineînțeles că au fost și momente descurajante pe care le-am întâmpinat în această călătorie a mea artistică. Și da, mi-aduc aminte pe la începuturi, chiar începusem să particip foarte mult la expoziții din afara țării, din Statele Unite, din Londra, din Abu Dhabi și cred că și de prin Italia. Erau expoziții virtuale, pentru că în vremea aceea era perioada aceea COVID-ului și cumva aceasta limita și deschiderea spațiilor dedicate artei. Și astfel se întâmplau lucrurile acestea mai mult în mediul online. Și am participat la multe expoziții, chiar câștigasem și ceva premii prin America pe acolo. Erau ceva mențiuni speciale sau Artist of the Month la un site de prin Londra care publică oportunități pentru artiști și de asemenea joburi în lumea aceasta a artei. Și cumva mi-a dat aripi așa, știi? Și după aceea am zis, ok, mi-ar plăcea să am o expoziție fizică. Tânjeam după asta, îmi doream foarte mult. Și spune... Ai venit chiar în întâmpinarea unei întrebări pe care voiam să-ți adresez. Da. Și anume, în anii aceștia care s-au scurs, de când ai luat tu decizia, de când s-a produs acea turnură în viața ta de ca artist, ce evenimente în plan artistic ți-au adus acea bucurie majoră, acel strop de aer curat pe care îl poți respira doar la înălțimile acelea la care aspiră fiecare artist? Ce evenimente ți-au adus acel gen de bucurie? Și mi-ai spus, adineaori, că ai început să particip la expoziții. Ne vom întoarce, dar te las să-mi răspunzi dacă măcar un eveniment a fost cel care ți-a produs cea mai mare bucurie în această perioadă de timp. Da, dacă ar fi să mă gândesc așa, prima mea bucurie a fost prima expoziție. A fost o expoziție colectivă, organizată, cred că în 2020, dacă nu mă înșel, la Palatul Parlamentului din București, Sala Brâncuș,
Acolo am participat cu două lucrări abstracte, micuțe, înrămate și am primit un feedback foarte pozitiv de la artiștii de acolo, artiști cu experiență, artiști profesioniști, iar eu eram așa micuță acolo și simțeam că așa se prăbușește cerul peste mine. Și eram foarte inima bucuroasă, ta numai în cap, în piept. Da, da, așa era. Exact așa era. Și practic a fost o bucurie imensă pe care am simțit-o în momentul respectiv. Eram atât de fascinată de lucrări. M-am dus înainte cu vreo două ore să admir fiecare lucrare. Practic îi simțeam energia fiecarei lucrări și eram fascinată de lucrul acesta. Da, și a rămas cu mine bucuria aceea. Mă bucur că ai reușit să retrăiești momentul acela de bucurie. Da. Pentru că așa ne place nouă din când în când să ne reamintim toate lucrurile care ne-au adus în viață bucurie, sentimentul de bucurie. Da, și da, da. O bucurie este și faptul că, uite, avem aici în spatele nostru o lucrare a ta, mulțumesc, da, deosebită, o lucrare care te caracterizează despre misterul lucrărilor tale. O să vorbim puțin mai târziu. Așa. Dar aș vrea să precizez faptul că poate a venit momentul să fac acest lucru. Ai expus lucrări în locuri de mare prestigiu artistic, pe diverse continente, în diverse țări, cum ar fi Statele Unite, Anglia, Germania, Pakistan, Bulgaria, Brazilia și, da, bineînțeles, România. Da. Ca om liber, ce ești? Ca om de o sensibilitate aparte, te-aș întreba, Ana, cât de lung vezi drumul acesta al tău prin artă, prin pictură? Până când n-o să mai fi. Până când mă așteptam la răspunsul ăsta. Da, nu e o surpriză. Nu aș putea trăi fără artă, sincer. Chiar nu aș putea trăi fără artă. Timpul meu, energia mea este dedicată în direcția aceasta. Și îmi doresc foarte mult să particip pe viitor la diverse proiecte, să beneficiez de anumite oportunități, de a-mi expune lucrările în expoziții atât naționale cât și internaționale. Și bineînțeles că artist te bucuri foarte mult atunci când lucrările tale sunt admirate, când lucrările tale produc acolo o schimbare, măcar aduc o scânteie în sufletul celui care le privește. Și bineînțeles, te bucuri, bineînțeles, atunci când lucrările tale ajung în căsuța lor iubitoare și știi că acolo dăinuie și că e o bucățică din sufletul tău. Da, sunt convinsă că participarea ta cu lucrări la expoziții și concursuri îți va oferi oportunitatea de a lua legătura cu alți artiști, de ce nu, cu colecționari. Iată, întâmplarea face că și astăzi ai avut parte de un artist care... Da, o întâmplare așa... O întâmplare frumoasă, aș frumoasă, zice. Da, așa este. Și vom participa cu drag la vernisajul expoziției lui Vasile Trandafir. Marele Picasso spune așa: inspirația există, dar trebuie să te găsească muncind. Spuneam că o să revenim la subiectul acesta cu rigoarea formelor și a liniilor. Sunt mulți pictori clasici după lucrările cărora s-au realizat diferite reproduceri, unele mai reușite, poate că unele mai puțin. Da. Dar, așa cum spui tu, arta abstractă este pentru tine un fel de libertate. Dacă... Totală, totală. Și da, mai spuneai, și asta mi-a plăcut foarte mult, am reținut, dacă ar trebui să gândesc, să vorbesc, să scriu, să studiez regulile,
sau să explic semnificația fiecărei creații, nu aș picta. E adevărat, pictura abstractă poate evoca evenimente, poate evoca sentimente, reacții unice, oferind libertate de interpretare, dar aș zice că nu numai pictorului, ci și privitorului. Exact, da? Bineînțeles. Bineînțeles, pentru că fiecare are viziunea sa și modul său de a interpreta acea lucrare. Și ce mi-aș dori foarte mult să punctez aici este faptul că cred că în momentul în care privești o lucrare abstractă, în general, mintea încearcă să reproducă, să te ducă cumva la cunoscut și încearcă să descopere acolo niște forme, niște lucruri care fac parte din realitatea noastră de zi cu zi. Însă, cred că în primul și în primul rând trebuie să depășim aspectul acesta al minții și cred că trebuie să ne îndreptăm către inimă. Pentru că, practic, când privește o lucrare, și aici nu vorbim neapărat, când privește o pictură, nu neapărat abstractă, orice tip de pictură, realistă, figurativă, surrealistă și așa mai departe, în momentul în care o privești, contează foarte mult sentimentul pe care ea ți-l transmite. Și cred că asta trebuie, nu știu dacă trebuie un cuvânt bun, hai să zicem, este necesar să realizăm noi ca și sau cei care să iubesc arta și vor să o înțeleagă mai bine, ca să spunem așa. Da, este clar că privitorul realizează o explorare subiectivă a lucrării, a unei lucrări abstracte. Exact. Și în fapt a universului pictorului. Dar plecând de la toate aceste considerații, aș vrea să te întreb, Ana, da, Maria, există lucrări ale tale, precum cea de aici, de exemplu, al căror mister, esență sau mesaj să fi fost întru totul deslușit de ochiul, de mintea și, cum spuneai tu mai devreme, de sufletul unui privitor? Adică să fi reușit acesta din urmă să înțeleagă exact ce ai vrut tu să exprimi prin pictură? Depinde. Uneori s-au apropiat destul de mult față de mesajul pe care am dorit eu să-l transmit sau uneori am descoperit viziuni noi care de asemenea mi-au făcut plăcere să le aud și întotdeauna îmi face plăcere să aud viziunile celor care îmi privesc lucrările, pentru că descoper că sunt viziuni noi și asta mă încarcă cumva și mi-aduce bucurie. Cu siguranță. Așa. Da, uite, chiar am avut o lucrare creată, de fapt o am, încă este în colecția mea, se numește Marunchia. Și dacă stai să te gândești așa la cuvântul acesta, îi zice, ce Dumnezeu, ce cuvânt este acesta? Însă, e un cuvânt, dacă stăm să-l căutăm, nu-l găsim în nicio limbă. În nicio limbă, efectiv. Și a fost un cuvânt, este vorba despre un ținut minunat, așa, am avut eu un vis și practic de acolo a pornit inspirația. Și cuvântul acesta, Marunchia, e practic definiția tabloului, ca să spunem așa, și al locului acela, da, minunat. Uite, iată cum visul tău te-a, da, te-a aruncat direct în vâltoarea creației. Da, da, așa în, e. Uneori în valurile creației, da. Exact. Uneori inspirația vine așa sau vine pe moment, cum spunea ea dineaori de vorbele frumoasele lui Picasso, că inspirația trebuie să te găsească muncind, da? Chiar dacă nu consider că nu ai o idee, un punct de la care să pleci, e în momentul în care tu creezi, pe parcurs îți poate veni, bineînțeles. Chiar voiam să te întreb acest lucru, dacă, și nu știu cât de potrivit e să te întreb asta pe tine, un pictor de pictură abstractă, ai o preferință pentru o anumită temă sau pur și simplu tema vine, cum spuneai bine adineori, pur și simplu dintr-un vis
Nu ți-ai propus să te gândești la un peisaj sau la un portret și doar ai lăsat visul să te guverneze și să te conducă. Exact. Și să ghideze forma și structura și culorile tabloului. Și pensula. Exact. Da, și pensula. În general, lucrez atât cu pensula, îmi place foarte mult să lucrez și cu mâinile, efectiv cu degetele, fără mănuși, cu cuțitul, cu diverse instrumente care să mă ajute să redau culorile, texturile lucrării respective. Practic, în ultima perioadă chiar am început să folosesc mai diverse mediumuri pentru a ajunge la rezultatul pe care mi-l doresc. Pe care îl aștept, da, pe care îl vezi. Lucrările acrilice cu pasteluri uleioase sau pasteluri cretate, marker acrilic, vopsea acrilică, cerneala acrilică și altele. Grafit, de asemenea, da. Ana, știu că ești un om pasionat de univers, da, de conștiință, de divinitate, de călătorie, călătoria vieții și de energia din jurul și din interiorul nostru. Am citit că ești fascinată de lucrurile subtile, asta mi-a plăcut foarte mult, recunosc. Da. Iar acum, la final de interviu, dincolo de lumea aceea nou conceptuală în care tu dorești să transferi interesul privitorilor, te-aș întreba așa, simplu, cine ești tu, Ana Maria? Wow! Îți mulțumesc pentru întrebare. Cine sunt eu? Cred că e întrebarea esențială pe care cu toții ar trebui să ne punem. Cred că noi definim întotdeauna cine suntem noi. Asta trebuie să ne intre bine în minte, ca să spun așa. Pentru că fiecare, prin alegerile noastre, putem defini ceea ce suntem noi sau putem descoperi cine suntem cu adevărat. Și aici, pentru a descoperi cine suntem cu adevărat, într-adevăr este nevoie de multă muncă, să spunem, în direcția aceasta. Muncă cu noi înșine, cu sinele nostru interior, cu prin diferite metode, ca să spunem așa, de a ne ajuta să ajungem la esență până la urmă, nu? Cine sunt eu? Eu sunt pictoriță, știi? Așa cum spuneam când eram copil. Când mă întrebau toți cunoscuții, prietenii, familiei, ce vrei tu să fii când vei fi mare? Eu le spuneam așa, eu vreau să fiu pictoriță. Și iată că ai devenit. Și iată că am devenit. Da, da. Când suntem copii, cred că știm cel mai bine ceea ce... Ce suntem? Cred că pe parcurs așa ne pierdem cumva prin căile acestea diferite și alegerile pe care le facem. Da. Mult pentru răspunsul tău atât de complex. Și spre final, aș spune că noi am descoperit curând la Mica Artă cine ești tu, Ana. Ești un om frumos, ești un om care va avea o rubrică nouă în cadrul Mica Artă, o rubrică de dezvoltare personală, așa despre este. Care te rog să spui doar două cuvinte, acum spre final de interviu. Da, este o lecție de dezvoltare personală în care, bineînțeles, ne vom dezvolta personal cu toți. Îți mulțumesc, sper ca rubrica ta să aibă succes, să înregistrăm multe ediții, să învățăm de acolo ceea ce e de învățat, să facem alegeri. Și aș încheia cu părerea ta potrivit căreia arta este divină, este iubire, este pace, liniște,
echilibru, armonie, bucurie. Da. Mă completează și mă face să fiu o ființă mult mai spirituală. Picturile mele vorbesc nu numai pentru mine, ci și pentru oamenii care se află într-un proces de transformare și care caută să găsească din nou viața. Așa. Îți doresc, Ana Maria, ca odată ce te așezi în fața cevaletului, să pierzi noțiunea timpului, să te lași condusă doar de emoție și de pasiune. Și în final să poți să strigi bucuria din sufletul tău după ce ai terminat încă o lucrare. Așa cum ai făcut-o atunci când ai trecut pragul aici la Mica Artă. Mult succes, multă inspirație și să ne încânți în continuare cu lucrările tale unice. Mulțumesc că ai acceptat invitația la emisiunea noastră și te aștept să ne antrenăm împreună în continuare mușchiul sufletului la Mica Artă. Așa este, mulțumesc. Eu vă mulțumesc pentru această oportunitate minunată și mă bucur că sunt aici. Mă bucur și eu că ești colega mea. Ne vedem din nou la o nouă emisiune Acasă la Mica Artă. Vă mulțumesc! Mulțumesc!